Bun, salutare oameni buni și bine ați revenit la un nou episod pe canal. După o perioadă destul de lungă de timp, zic eu, atât că am revenit și noi cu un nou episod aici pe canal și suntem cu Farming Simulator 22. Jocul ăsta a creat o isterie așa în masă când s-a lansat și zic, de ce nu să încercăm să jucăm și noi, pentru că e un joc senzațional și este de-a dreptul incredibil și trebuie să-l încercăm, logic, pentru că am jucat FS 19, adică jocul ăsta e mult mai bun decât FS 22. Nu e prima dată când intru în joc, este cred că a treia oară sau a patra, numai că am mai avut niște cariere până acum și, da, din păcate, nu aici prea bine, cu vița aia de vie, ia să vedem, tot se vede în regulă, tot se vede în regulă. Și vedem că avem 300.000 de euro, dar de unde avem atâția bani? Avem 300.000 de euro pentru că am vândut niște chestii de pe aici, trebuie să cumpărăm chestii. Și prima dată, nu știu, un tractor de 200 și ceva, uite, avem JCB-ul, avem Massey Ferguson-ul ăsta care arată genial, dar e 199.000 de euro și are 225 de cai putere, pentru că vreau să cumpăr o semnătoare mai mare. O configurație, 280 de cai putere. Bă, dar stai așa, ia zi. Hai, dă-mi un tractor, lasă. 49.000 de euro și are 200 de cai putere. Ăsta e, bă, băiatule. Ăsta este, stai așa. 205, dar ăsta este maximum pe care eu pot să-l dau. 185. În Farming Simulator 22 poți să cumperi vehicule uzate. Bun, punem 112. Sau nu, IS 112. Și aici punem CO. Mă, că nu poți să pui tu și asta mă enervează din tastatură. Față și spate. Dăm space. Ia să vedem noi. Vreau roți. Pneuri late. Ia uite ce clasă șmecher avem aici. 205 cai putere. Păi stau și mă întreb dacă eu am nevoie de atâția cai. Mai este ceva pe aici? Nu mai este. Vreau să cumpăr o altă semănătoare. Și mai exact vreau să cumpăr pe asta, pentru că este și mai mare puțin și nu e din două bucăți cum e asta. Asta are 3 metri, la fel ca asta. Astea sunt semănători mici, foarte mici, dar asta are 6 metri și necesită 210 cai putere, 210 cai, ceea ce nu e neapărat rău. Nu e nici apărat bine. Ce facem noi? Să cumpărăm oare tractorul ăla la mâna a doua de aici din magazin? Are, pot să-l duc până la 210 cai putere pentru 80.000, 205 cai putere. Bă, hai să-l luăm. Așa, punem un număr de matriculare și față și spate și dăm pneuri groase ca să arate mai babanel puțin și cam asta, nu? Și dăm un bar. Bun. Dar unul din ele trebuie să-l vindem. Și cred că voi vinde Massey Ferguson-ul. Pentru că mai am un stier. Iar stierul ăsta e genial. Cred că voi vinde. Valtra îmi place foarte mult. Massey Ferguson-ul îl vindem. Bine, puteam să-l ducem la magazin să-l vindem. Eu zic că astea intră în categoria tractoarelor mici. Ok, hai să cumpărăm semănătoarea aia. Care îmi va da mie și cu erbicid și cu îngrășământ și cu toate cele. Da, uite, vezi, erbicid și îngrășământ. Altă viață. Hai să punem IS 113. Că o doar în spate, că e semănătoare, nu-i trebuie și în față. Și dăm și asta, 100.000 de euro, holy shit. Bun, apoi, ce ne mai trebuie? Ne mai trebuie un stropitor, da? Luăm pe ăsta. Să lăsăm numele alea așa și punem GO. Dar nu mă lasă să mai pun încă o dată, asta e erorică. Față și spate. Față, nu știu, ne-ar putea o pune în spate apusă. Ok, 34.000 de euro, am mai dat și pe ăsta. Apoi, ne mai trebuie un din ăsta de fertilizator cu discuri de împrăștiere. Punem din nou la fel.
Și mai pun o extensie, nu cred că... Ba da, are rost, că la var se consumă foarte repede. Mai am 120.000 de euro. La 120.000 de euro, ce să mai luăm noi? Ce ne mai trebuie? Ia să vedem noi. Un scarificator, da. Uite ăsta la 4 metri, care e cel mai... Îl băgăm aici și îl cumpărăm. Are 12 km, 12 metri. Și mai avem 119.000. Iar cu banii ăștia, pentru că nu vreau să mă duc de fiecare dată la magazin să cumpăr câte ceva, mă duc aici, nu, la clădiri, la unelte, parcă era, și uite ăsta. Acum trebuie să rotim noi cum vrem, din click dreapta, deci s-au mai schimbat ceva chestii pe aici, îl băgăm până în iarbă și îndreptăm. Dar nu vreau să fie nici foarte aproape de drum, pentru că vreau să punem gard. Pentru că PS22 poți să pui garduri și le poți pune chiar foarte, foarte ușor. Bun, cred că e așa, e suficient, gata, l-am pus. Mai avem 66.000 de euro. Stai puțin să mă încete asta. 66.000 de euro care... O să treacă fratele meu prin spate, nu băgați în seamă. 66.000 de euro care... O să investim în producție la sere. Vreau să pun sere mari. Și punem, uite aici. Cioară, dă-te de acolo că va ieși măcel. Vreau să punem și sere. Nu sunt foarte scumpe și dau foarte multă producție. Uite așa una aici. Facem treabă. Oricum, dacă mai e nevoie de ceva, mai împrumutăm niște bani, nu e problemă. Și punem și aici una. Gata. Și aici, la clădiri, la șuri, o să-mi trebuiască încă o șură din asta la 10.000 de euro. Și voi, dar nu pot, uite, vezi, era fain dacă te lăsa să pui fix lipite, dar nu. Intră în... Pac. Bun, aici nu mă interesează pentru că aici nu va mai fi o poartă, nu va mai fi absolut nimic. Iar oricum s-a pus o poartă, nu e foarte drept, dar nu e foarte strâmb. Bun. Și acum. Avem 36.000 de euro, dacă trebuie să dăm drumul la asta și dau un bike. Da, deci frate, în spate nu băgați în seamă și dăm să facă pulbere. Să vedem cum iese pulberea la FSR. Ia uite, bă, deci e... Ce poți să-i mai cer altceva? Uite-te și tu. Uite aici. Uite aici ce calitate de particule. Bun, ne teleportăm. Stierul ăsta îmi place enorm. Deci ăsta o să fie ceva de genul că n-am mai scot niciodată din treburi. Bun, dar în primul rând vreau să modific remorca. Să modific remorca. Uite asta vreau să modific. Vreau să-i scot capacul. Nu vreau să aibă capac. Iar la schier vreau să-i pun niște roți mai mari. Pneuri late și pneuri duble. Pneuri late, uite așa. Ia, și schimbăm și numărul de matriculare. Punem un IS. Și aici... Că, dar nu mă lasă, uite, nu mă vrea să mă lase să-i schimb în față și spate, da. După 2000 dăm și ăsta e un bai și iau-te aici ce belea. Deci animații, tot fel de nebunii, nu știu, de... Da, ăsta e. Jucăm cu sezoane. Deci, practic, trebuie să plantăm în funcție de ele. La 34.000 am nevoie de o... De o cisternă din aia de apă, asta pe care o voi găsi aici la animale și o voi găsi aici. Nu știu dacă eu pe asta la 8.000 de litri sau asta care are 7.300. Păi diferența nu e foarte mare decât că dau mai mulți bani, foarte mulți. Nu, o luăm pe asta că n-are rost, n-are rost. Neurlate, nu. Bun, cam asta este și ne mai rămâne 25.000 de euro și nu avem nici împrumut la bancă măcar. Hai să vedem cum arată tractorul, pentru că tractorul trebuie să reparăm dacă nu mă înșel. Ah, stai! Stai că mai fac o afacere.
Ia să vedem, chiar sunt curios care cât este diferența între magazin. Vreau să vând și mașina asta și mi-am pe cealaltă. Asta nu are rost să țin atâta. Deci dacă aș vinde de aici ar fi 36.000. Hai la magazin. Hai la magazin cu ea. Să vedem cam cu cât o vând. Deci ne punem pe serie în momentul de față. Tare aș vrea eu să cumpăr și moara de făină, cereale, și cred că o să pun bani la bancă și o să o cumpăr. Pentru că, nu știu, să avem cât mai multă treabă și ne va trebui și un... Ia uite aici cum stau tenajele, că să le umplem. Oricum ne mai trebuie... Ne mai trebuie și încă o semănătoare. Ia să vedem noi și dacă aș vrea să o vând aici e 40.000. Păi, câștigăm 4.000 de euro. O, nu, vreau să o vând. Gata. 40.000, avem 65.000 în momentul de față. Ia uite tractorul. Numai că trebuie să-l vindem. Trebuie să-l reparăm. Hai să vedem cât mă costă reparația lui. Revopsește, dăm 8.000, repară 8.000. Ok. Iar acum este perfect. Nu are vreo opțiune ceva mai specială? Nu. Tu da, ce are în spate? Cred că are încălzire. Are cutie automată. Ce mai are cutie manuală. Bun, și dacă tot suntem aici, hai să cumpărăm și niște saci. Uite, mie îmi plac saci ăștia mari, foarte tare. Cumpărăm unul. Aici am fertilizator solid. Uite-l aici și cumpărăm și de ăsta unul care are tot o tonă. Dar cred că aici s-ar putea să intre mai mult. Unde i-a pus? În partea cea? A, ba nu, stai. Nu vrea, ca să dăm mai în spate. Uite așa, frumos. Cred că intră tot. A intrat tot. Nu mai cumpăr unul că încă nu are rost. Mergem și spunem și fertilizatorul solid. Apa trebuie să o aducem dintr-un butoi, pentru că eu am vândut ăla și vă spun eu de ce am vândut rezervorul ăla de apă, pentru că din rezervorul ăsta practic plătești bani, dar în același timp tu și plătești și apa care le iei din rețetă. Și atunci nu are rost, hai că de unul de solid mai cumpăr unul. Unde este? Este în partea cealaltă, ok. Interesant, uite ce compartimente, ce interesant. Aceeași treabă ca, uite, fertilizator. E aceeași treabă ca la FS19, adică nu s-a schimbat mare lucru. Bun. Și pentru că de data asta sunt șmecher. Opa. Calmează-te, nu. Mă duc aici și îl trimit acasă. Tractorul ăsta îi dăm, o creează un job, muncă de teren nu vreau, mergi la și îi dăm un punct aici frumușel, uite așa ea și dăm startul. Ia să vedem, a pornit, a plecat. Bun, el își vede treaba lui, numai că trebuie să luăm, să venim cu alt tractoare și să luăm utilajele de aici. Mă voi teleporta, combina aș face ea de treabă. Mergem cu Valtra asta care mie îmi place foarte mult. Dar în același timp cred că pot să aduc și pe ăsta la alt. Da. Hai să-i dăm un job ăstuia. Unde ești, băiatule? Uite așa, ia, mergi la și îl trimitem la magazin. Și îl poziționăm, uite așa, și dăm space. Și el pleacă singur. Și îl voi lua pe ăsta, voi decupla remorca și... Voi merge... Voi merge, tot mă uit să văd în partea aia la altă ce mi-a luat celălalt ecran. Voi merge și tractorul ăsta. Ia să vedem, stai puțin. Hai să schimbăm garderoba, că acum nu știu, nu mai avem Massey Ferguson, acum avem un clas. Hai să vedem ce găsim de la clas. Aici este garderoba. Ia să vedem noi la haine. Uite, iau-te ce bine îmi stă în clasul ăsta și cu Valtra. Păi, trebuie să le împăcăm pe toate. Iau-te acum. Altă viață, nu? Uite, tractorul ăsta deja văd că a ajuns. Fără nicio problemă. Uite ce viteză a prins Valtra, fii atent. Stierul ăsta are 41 de km la oră și are cutie manuală. Dacă sunteți atenți, o să vedeți cum schimbă vitezele. E genial joc. Construit are sunete, orice, sunt și tunete în joc și vreți voi. Luna o am dată pe o zi, pentru că...
trece mai ușor așa, mai repede și dacă vine iarna și vrei să ai gen zăpadă, poți să treci înainte de a veni iarna, să treci pe 3 zile, o lună și atunci o să ai iar. Bine, cu zăpada am înțeles că e o eroare mică, am văzut că tot textura de zăpadă nu stă foarte mult, se duce. Așa încât probabil într-un viitor update vor rezolva problema asta. Bun. Acum trebuie să cumpărăm un fertilizator din ăsta. Că prima dată și prima dată voi fertiliza. Așa. Și va trebui să cumpărăm... Ia să vedem, 4, cred că mi-arată aici. Punem 10 tone de varte să cumpărăm ca să umplu ăla. Oh, nu, stai puțin, trebuie să umplu. Trebuie să chem, cred că și clasul ăla înapoi, nu? Trebuie să chem și clasul înapoi. Bun. Trimitem tractorul Leo aici. Putem aici și ăsta de ăsta, uite, vezi că nu pot să-l pun, că nu are de plată. Și oprește motorul, uite. Ia să vedem noi. Aici voi face eu puțin de terraforming și voi cupta zona aia din nou. Da. Terraform. Punem aici, să băgăm înăuntru, s-a dus. Dăm drumul. Uite așa. Și o lăsăm aici și o decuplăm. Și mai dăm ăstea încă o treabă și anume să vină. Uite aici. Bun, el își va vedea treaba lui, ăsta va veni. Eu voi lua Valtra. Și cred că voi cupla... Da, voi cupla... Asta de... De zahăr, aha, de... Doar. Hop. Bine. Da, cred că o să fac un împrumut la bancă. Și o să cumpărăm... Bă, de ce? Ah, ok, l-a flat pe unul. O să cumpărăm moara de cereale pentru că... bun, ăsta vine singur. Bă, stai puțin. Nu ai de ce să te opuci acum de treabă. Așa, ăsta-și face de cap aici singur. Îi dăm bătăi. Uite, a venit și clasul. Ce, poți să pui două gen? Și acum ce are este de cuplaj? Aș fi luat un plug, dar cu plugul stai foarte, foarte mult. Eu având două terenuri, acum e cea mai bună idee. Aș mai cumpăra încă un teren, pentru că acum dacă avem... Dacă nu m-am uitat să vedem dacă cu aia poți să dai direct, dar ideea este că... Cred că poți să dai direct cu semănătoarea aia și atunci ar fi genial, că nu ar mai trebui să mai avem încă un teren. Bun, mai avem și terenul ăsta și ăsta îl punem la arat. Tractorul nu-l mai ținem aici, că n-are rost. Ăsta, terenul ăsta trebuie arat, trebuie împrăștia var. Așa, ia frumușel. Vreau în viitor, dar n-am unde să o pun. Asta e toată treaba. Uite așa. Și dăm un haș. Ăsta își face treaba, după care noi trebuie să închiriem, să vedem, să luăm chetroaiele astea de aici, care sunt destul de maricele. Ăsta are 91%. Nu e nicio problemă că stierul e aici. Vreau să dau drumul și la
la livez, la, nu la livez, la, da, la, bun, la sere, pentru că serele produc cea mai mulți bani. Dăm drumul înapoi. Da, m-a plăcut, surprins, m-am uitat astăzi pe canal de YouTube și am văzut că un videoclip de al meu, de pe canal, a ajuns undeva la 1,7K, adică 1700 de vizualizări, ceea ce mă încântă, sincer. Și am ajuns și la 1000, la 93 de abonați. Uite cât aveam mai puțin. Bun, ăsta se va umple imediat. Trebuie să venim să luăm ăsta, dar hai să facem un prumul la bancă. Dar în același timp aș vrea să vedem și cât costă fabrica de ulei și cât de mare este. Fabrica de ulei o găsim la producții, la fabrici. Asta este fabrica de zahăr. Și asta, dacă nu mă înșel, să fie fabrica de cereale, dar unde e aia de ulei? Uite, de ulei. Este 90.000, nu e mare, nu e foarte mare. Ia hai să vedem dacă putem să o punem undeva. Terenul nu este deținut de tine. Bă, stai, pe unde am luat-o, mai știu nicio. Ah, uite aici. Unde să pun eu asta? Nu poți. Nu ai suficienți bani. Da, dar... Nu știu, aș putea să o pun aici? Uite, eu aș pune-o aici. Moara de cereale este asta. De aici. Și dacă nu mă înșel, ar trebui să coste undeva la vreo 60.000 de euro. 90. 96.000 de euro. Deci ar fi bine... Să cumpărăm, da, nu, o să cumpăr doar asta și aia de ulei o lăsăm, pentru că n-are rost. După ce avem mai mulți bani, hai să împrumutăm. Cât să împrumutăm? Împrumutăm 150.000 de euro de la bancă. Vă spun exact că pot să împrumut, nu, să avem 200. Apoi 200, 160.000 de euro. Vă spun exact că poți cum împrumuta 500.000 de euro. Bun, și am cumpărat. Acum fabrica este a noastră. Trebuie să venim aici și să punem cerealele și... vom testa și ceva în episodul ăsta. Și le vom aduce aici. Depozitul este gol, logic, materie lipsă. Putem face din grâu, din orz, din ovăz și din sorg. O să punem și sorg. Bun, ăsta este gata. Imediat la băiatul. Acolo ăsta era pornit. Ok. Eu le voi pune în siloz. Bă, ia stai așa puțin. Cât știu eu, remorca asta este foarte mică. Dacă ar fi să o iau pe asta de la clas și să o vând pe cealaltă, punem fără extensie, are 12,6 metri cube, asta înseamnă că încape 12,6 metri, 12,6 tone în ea. Deci ar fi mai mult decât suficient asta și punem un IS. Da, deci țin foarte mult la numărul meu de înmatriculare și punem un C. Doar în spate. Bun, și dăm un space, dăm un buy la 17.000. Eu o să descarc combinat cu remorca asta și mă voi duce cu tractorul ăsta. Bine, o să stricăm remorca ăsta, nu e nicio problemă. Mamă, cum face FPS-urile? Ia uite aici. Ia uite aici ce textură la grubă, zici că e în realitate. Absolut genial. Cât avem de când filmăm? 24 de minute. Nu am mai vrut să facem orice, să testăm, să mergem pe hartă, să ne uităm, să vedem, pentru că oricum deja sunt oameni care au făcut chestia asta și sunt foarte multe videoclipuri cu prima impresie la Farming Simulator, așa încât eu am intrat direct în pâine pe Hot Pelero. Vreau, am un plan să mai cumpăr un teren. Bun, ăsta îl voi descărca în... Cât de greu pleacă de pe loc rămânca prin stierul ăsta. Dar e foarte tare, deci repet, nu poți să-i modifici ca e putere, dar e foarte, foarte bun. Avem o grămadă de treabă în fermă, pentru că plănuiesc că pe terenurile celelalte, astea două care le avem în momentul de față, să pun tot greu data viitoare. Uite așa, și le voi descărca. Ia uzi aici, ia.
Iauzi aici. Bă, deci avem sunete la orice. Uite cum e lăsat o roată. Dacă vedeți acum la sprayer cum se aude când se deblochează sprayerul. Deci e genial, absolut genial. Ia s-a blocat acum. Vezi? Vezi ăsta deloc cum se aude ea. Iauzi. Ați văzut? Bă, ce pot să-i mai cer la un joc? Senzațional. Bun, mergem mai departe. Mergem să schimbăm, ducem remorca asta la magazin și ne întoarcem cu cealaltă remorcă. Și voi pune stierul să ia din siloz cerealele, să le descarce pe toate, după care să se ducă și să le descarce la moara de cereale pentru a-mi da mie făină. Dar să nu uit că trebuie să luăm și un motostivuitor din ăla. Problema e la motostivuitor e că nu pot să-l duc pe distanțe lungi. Stivuitorul cred că îl voi folosi aici în fermă. Iar voi pentru paleții de la moara de cereale, îi voi lua, trebuie să mai ușor remorcă pentru paleții de acolo. Îi voi lua la voi lua un front loader și îl voi lua chiar acum ca să-l avem în fermă, pentru că atunci când ducem paleții, să fie totul bine. Bun. Până aici. Dau decuplare, oricum nu trebuia să dau decuplare, că acum, din câte va fi 22, ți-a tot ce este în triggerul ăla. La repară nu-i mai dau, revopsire nu, îi dau un vinde pentru 11.000 de euro. 11.000 de euro și îl voi pune pe ăsta aici și voi da în încărcător frontal. Uite așa. La configurații, un încărcător frontal, acum avem pe mărci, pe firme, da, ăsta de la Hauer, hai că am găsit, Hauer, bun, și hai să și-l cumpărăm dacă tot suntem aici, încărcător, ăsta mare, că știu sigur că ăsta e, că am mai putut împeni și nu l-am luat, iar furca pentru paleți este asta de aici, furca care... Eu cred că acum am văzut eu. Deci scrie și câte kilograme are. Are 150 kg toată furca asta. Cred că pot să o modific. Gen, ghearele le pot modifica cum vreau eu. Bănuiesc. Nu știu sigur. Bun, hai să... lasă-l pe Cosmin că face el treburi. Hai că a cuplat-o. Ia, nu pot să... Ba da, uite. Vezi? Joc farming de 3 zile, de ieri am jucat o grămadă, cred că ieri am jucat vreo 8 ori în continuu și nu am descoperit treaba asta până când m-am gândit acum să o fac. Omul cât trăiește învață. Bun, hai să-l încarc pe ăla, că după aia mai rămâne doar remorca, doar cisterna, numai că trebuie să mai iau o remorcă și am un mod pentru asta. Primul mod care a apărut în FS20 de remorcă este asta și o voi face pentru baloturi și palți. Și nu, stai puțin, păi da, ce facem aici? IS, 6, IO. IO de la Ioan. Bă, de ce? Nu mă lasă Ioan, trebuie să-i pun eu, dar am uitat. Ok, față și spate, dăm gata și am rezolvat. Oricum el mi-l pune doar în spate, din câte știu eu, și dăm 9000. Îmi place că poți să-i faci chestia asta, dar fără să-ți pună mai. Bun, ăsta l-am făcut. Acum... Mergem în tabul ăsta de aici și dăm un hash, mergi la, îl aducem, uite aici, frumușel, în bază și taie băiețaș. Mă scuz, boss, dar eu apare merg mai repede ca tine. Nu știu exact cum se vede, sper ca pe filmare să vadă bine, văd că clasul bagă acolo treabă. Așa încât acum avem și de la clas și de... nu știu, ea combina... hai că-l oprim pe ăla, îl blocăm și cine știe ce... Se supără că l-am blocat. Suntem în luna lui august în momentul de față. Și trebuie să ne grăbim pentru că în septembrie și octombrie vreau să semăn ambele terenuri cu grâu. O să mai cumpărăm un teren când o să avem bani și o să punem floarea, o să punem viță de vie. Am făcut mai multe teste cu viță de vie, a ieșit prost, nu e nicio problemă.
punem vița de vie. Bun, unde las eu ăsta? Front loader. Și să selectăm și îl voi lăsa, uite aici. Uite, fix aici îl voi lăsa. El s-a decuplat. Iar acum, hai să-i testăm trebușoara la ăsta. Bun, ăsta este. Creează job, încarcă și livrează. De la biogas nu, de la stație de vară nu, de la fermă. Păi și de ce? Adică nu am... Nu mai am altceva pe aici. Stație de var, fabrică de cherestea. Tipul încărcătorii lipsește. Păi... A, ok, deci trebuie să dau înapoi. Ia să vedem. Grâu, 8 tone. Ok. Și vreau să livrez la... Moara de cereale. Nu fă asta în buclă pentru că ai doar 8 tone în silos. Și ia să vedem dacă el se duce să încarce. Ia, chiar sunt foarte curios de treaba asta. Deci eu mă dau la o parte, îl las pe el să-și facă treaba. Oricum tractorul, uite, că a ajuns și Valtraul. Ia să vedem. El deci vine aici. Asta că pot să mă pun așa. Ia să vedem. Hai să vedem. Deci el vine. Pune aici, așa. Încarcă. Bă, senzațional. Deci asta nu am testat-o în FSN 22, am testat doar să livreze, pentru că încărcam eu. Și acum pleacă și livrează. De livrat știu sigur că se descurcă și dacă nu mă înșel, se întoarce și înapoi. Nu mai știu exact. Hai, tu fă-ți treaba, du-te și livrează, că oricum până când se umple remorca aia. Livrează mult și bine. Ăsta mi-a oprit de ușoara. Ăsta mai are încă puțin. Bă, hai, pornește. Așa, și el pleacă acum și livrează. Eu o să pun ăsta. Uite așa, frumușel. Hop. Ideea este că trebuie să știi exact ce comenzi să-i dai, unde să dai. Poți să faci chestia asta și în buclă. Acum, bineînțeles, dacă ai foarte mulți... Bun, hai să mergem cu tractorul ăsta și să luăm și... semănător și aia de apă, o umplem și o aducem la serie. La serie știu că două din alea trebuie să nu una singură. Nicio problemă. Oricum tractorul ăla e cel mai oricum îl luăm pe ăsta, merge cel mai repede. Zăm aici frumos. Așa, nu știu cât mai are ăla de semănat. De semănat, de recoltat grâu acolo. Tot grâu care îl fac acum îl duc acolo la duc acolo la moara de cereale, pentru că am observat că făina se vinde mult mai bine decât grâul. Adică, dacă e să facem o comparație pe care o să o facem imediat, chiar făina se vinde senzațional de bine, mai bine de vreo 3 ori, chiar de 3 ori. Hai să ne uităm. Deci mă duc la prices, la grâu am așa, cel mai mare preț este 1358 de euro pe tonă. Iar la făină avem 1300, dar aici o să crească. Dar oricum e ideea aia că, bă, nu mai vinzi grâu, nu știu, ai un motiv în plus. Bun, hai să vedem de unde putem lua apă. Apa data trecută a fost o provocare. Eu de obicei mă băgam cu tractor. Ce a mai rămas acolo? Remorca a mai rămas, dar remorca deocamdată nu avem nevoie, o lăsăm la magazin, că n-am nevoie de ea. De remorca deocamdată nu am nevoie. Până când fabrica de până când moara de cereale ne va da făină, va mai dura puțin. Și facem aici dreapta. Trebuie să găsim o soluție, să vedem unde e unde pot. Știu că e un lac, dar e destul de departe de hartă. Ia uite aici, uitați aici. Lacul este pe aici și am de mers ceva. Dar până la urmă... Eu ultima dată am încercat și să mă bag pe aici. Am ieșit mai greu ce drept, eram cu stierul, dar am ieșit. Ia, hai să încercăm. Dacă mă răstorn, asta e, uite. Aici ar fi o soluție bună.
Dăm ușor. Hop, 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 hop. Hai boss, hai boss, hai că poți, hai că poți. Hai că am ieșit, am intrat cu el în apă tot. Hai că se umble. Uite, pe partea aia era bună, acolo să ne ducem, vezi? Dacă o să fim atent, asta e, hai. Cred că urc pe ăsta la deal. Ia să vedem, hai! Hai, bossule, Anu! Nu, că se aude pe-n gură. Dacă nu, facem felul următor. Cam pe partea cealaltă. Hai Cosmine, că tu l-ai băgat, tu trebuie să-l scoți. L-ai băgat, tu trebuie să-l scoți. Hai că am ieșit, 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 haide, 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 Valtra, hai că poți, hai că poți, hai că poți. Așa, bravo, gata. Am rezolvat. Punem aici la set. Cred că combina a terminat. Nu știu asta dacă se întoarce. Ar fi interesant să se întoarcă, dar vedem imediat. Hop. Descărcăm toată apa și hai să vedem cu combina. Dar combina a terminat. 73.000 de euro. Am împrumutat 160.000. Unul din terenurile astea le voi cumpăra. Din nou și voi face... A, uite, trebuia să dau la ăla în buclă, știi? Să vie să încarce, să livreze și să se ducă. Dar pot să-i dau de aici, nicio problemă, de acolo, de unde e el. Cât mare el? 4 tone sau cât o avea. Hai, bun. Așa. Bun, hai să-l găsim pe hartă. Nu știu dacă a ajuns. A, uite, el se întoarce singur. Bă, ce tare e. Bun, îl lăsăm să se întoarcă și mai trimitem o dată. Ia să vedem care e cea mai scumpă, ieftină combină. De la clas. Ar fi asta, 300 și ceva de mii de euro. Holy shit. E scumpă rău, e scumpă rău. Ia ucă și tractorul, ia ucă și tractorul. Bun. Și lăsăm aici combina. Ia, el face în buclă. Bă, sincer nu știu. Da, este dat în buclă să facă aparent. Ok. Ok, tot atunci, dacă te descurci fără nicio problemă, noi o să continuăm cu pusul... stai puțin să pun tractorul celălalt, clasul, să-l pun la arată. Și noi trebuie să venim aici să dăm cu var. Class Arion 666. Interesant. Voi ara așa. Să nu cu ce sera de acolo. Și dăm bice. Și aici trebuie adunat pietrele, nu? Da, apar. Bun. Dă-i bătăi băietul. Îți treaba acolo. Eu o să mă duc. Și o să punem... apă în celălalt tractor. Poți prima cu cealaltă tractor, holy shit, trebuie să caut o soluție viabilă, să pot ieși din apă. Uoi, nu cred! Bă! Bă, băiatule, ce ai făcut aici acolo? Ce ai făcut? Ce ai făcut? Ai răsturnat tractorul în apă. Asta ai făcut. Bun, păi în cazul ăsta...
Că ar trebui să-i dăm un resetare. Să vedem că se poate reseta. Să mă duc de aici. Ok, resetează și resetăm și asta. Gata! Oh, căprioare, căprioare! Știm că avem căprioare în FS22. Iată că le-am văzut, hai să ne teleportăm. Auto ăsta ce... ce îmbrăcăminte are de șmecher. Uite, a ajuns și ăsta cu... Bun, hai că... L-am rezolvat pe ăsta. Lasă-l pe Cosmin că face el de toate. Bun. Cam cât timp de când adică filmăm 41. Bă, fraților, cred că ne oprim aici cu episodul ăsta. Și continuăm în episodul viitor cu drumul meu în a strânge bani pentru a pune la primăvară, de ce nu, niște rânduri de viță de fie, dacă mă înțelegi. Că trebuie să cumpărăm și pământ, trebuie să cumpărăm și teren, trebuie să cumpărăm și... Cumpărăm și pământ și teren, e același lucru, trebuie să cumpărăm și utilaje sau să măcar să le închidem. În momentul de față avem 73.000 de euro cu 160.000 de euro împrumutați, dar poate, poate o să mai crească. Va trebui să mă uit să vedem la prețuri, cam ce se vinde cel mai bine după aici. Uite, uite, cu 2.000 și ceva, dar n-avem chestie. Ia să vedem noi, uleiul de floare soarelui, 4.000 pe tonă, uleiul de rapiță, 3.000, uleiul de măsline, 8.000, holy shit. Parfidele, 3.000 și ceva. Dar rapița și floarea soarelui, eu aș putea să fac ulei din asta. Da, o să vedem. O să vedem dacă nu mai punem niște bani și cumpărăm niște terenuri. Punem, cumpărăm și o fabrică, facem ulei de nesar capace. Ne vedem data viitoare. Până data viitoare nu uitați, dacă v-a plăcut, un like, un share, dacă vreți. Ce accident trebuie să fac, și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja, și un comentariu cu sugestii, păreri, opinii, orice. Scrieți acolo ce părere aveți despre jocul ăsta care a apărut ieri. Pa, pa!